Și aici sunt spiridușii care pregătesc cadourile pentru moși să le ducă la copii. Cum mergeți? Și Alina care a venit să vizeze. Perfect, super. Tipica inglese joacă. Mai mamă? Ce de spiriduș, ce de spiriduș. Ce face Simonelor? Cum merge? Așa, ia să vedem cum arată restul. Întâi mai dăm o tură până la parter. Să vă arătăm, am reușit grosul alimentelor să le punem într-o formă ușor de luat și de distribuit. Am mai rămas câteva, dar astea o să le redistribuim foarte repede. Deci aici sunt 35 de pachete care conțin aceste lucruri. Cozonac, cașcaval, salam, făină, ulei, zahăr, mălai, paste, suc, detergent, detergent de vase, bureți și cereale Nestle. Aici, alt tip de pachete. Și aici altele. Așa. V-am zis că am primit și un Nintendo. Așa. Ia să vedem. Urcăm până la etaj. Multe, 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 multe cadouri. Uite aici, merge pasta de dinți. Da. Să se spere copilașii pe dinți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vedem la jucării. Sunt câteva. Plusuri, plusuri. Unde te mai ursul? Și da? Să vedem. Camera cu haos. Deci teoretic în aproximativ 3 ore, această cameră va trebui să fie goală. Mă rog, ăsta e obiectivul. Doamna Spiriduș, ce înseamnă că... cum vă simțiți? Deja... ați obosit? Nu am obosit. Dar nu mă mai descurc aici. Nu-i nimica, vă chemăm un moș Crăciun în ajutor. Florentina. Da. Și voi. Bun. Hai, băiat, 7 ani, băiat, 3 ani. Scara asta aproape am terminat-o. Chiar se poate urca. Asta este pentru o familie care are 19 copii, dintre care 16 sunt înfiați. Bă, uite-l! Și-a pus Alina aici. Aici cred că au mai rămas diverse. Asta pentru ce? Pentru cei mici din familia de la copilul Lidia. Mhm. Wow, dar câtă pastă de dinți. Cred că vă lăsăm.